găsit, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu, ne reîntâlnim la emisiunea Panoramic și ne reîntâlnim cu domnul Ion Tudor, șef secție Drumuri Naționale Târgu Jiu. Bine ați venit! Salut, draga mea! Bună seara colegilor tăi, bună seara telespectatorilor! Impresionant, impresionant, impresionat, bucuros și onorat că astăzi seară am venit în casa, sigur, casa e un pic mai de mult, voi ați reușit să vă așezați aici într-un loc cu multe semnificații, pentru că în zonă știm ce a fost, o renumită Podgorie de vinuri, se mai făcea și țuică. Păi dacă toți suntem și de regiune de folclor, am așa, zis să vă mai spun că să ne adaptăm. Într-o vizită în urmă cu mulți ani, Ceaușescu chiar s-a odihnit aici în clădirea din față. A venit cu elicopterul, după aceea a avut întâlnirea la Târgu Jiu, meeting-ul și programat la câteva ore masa și câteva ore aici. Așa că, vedeți, încet, încet... E un loc istoric, putem spune. Sigur că da. Vă legați și numele televiziunii noastre se leagă de un loc istoric. Sigur, bine v-am regăsit, bună seara. Eu, la Leleștiul meu natal, vă spun sincer, mă uit cu drag la voi. Bine, noi ne știm de prea mulți ani ca să... Și dacă ne-am suportat atâția ani, e normal să ne suportăm în continuare și să mă uit cu drag la voi, la televizor. Și mai ales faceți un lucru extraordinar. Puține știri, bune, nu aveți interesul să veniți cu chestiuni de senzație, să cam... Încet, încet, oamenii s-au cam săturat, zicala, mințit poporul cu televizorul. Iar dacă oamenii venim cu o anchetă, iar dacă veniți cu o anchetă, sigur că da, cu lucruri clare, certe, exacte. Dovezi. Nu cu cancanuri, nu cu înjurături. Domnule, în țara asta sunt lucruri, multe lucruri frumoase. Sunt extraordinar de multe. Românii sunt oameni deștepți. Noi, în ghilimele, mulți arată numai ce e rău, numai ce e negativ, chiar așa a ajuns seara asta. Da, spre final o să schimbăm câteva vorbe și cu ce se întâmplă. Așa ce că se întâmplă în țară. Felicitări, sigur, și mai ales că muzica populară e frumoasă, ne place. Să vă spun ceva. Dacă Ceaușescu, două chestiuni foarte importante făcea. Lăsa curentul, era foarte puțin din consumul populației, din consumul casnic față de consumul energetic, lăsa curentul, nu îl întrerupea seara, și emisiunea la televizor. La vremea respectivă, eu lucram într-un sistem, pe vremuri, unde știam foarte multe, știam foarte multe și auzeam foarte multe. Discuția a fost bine, dar pe lângă un banc, dacă tovarășul poate să vorbească 24 de ore în continuu, vis-a-vis de emisiunile de la sârbi, când se uitau românii la sârbi, a fost și problema, dar cu ce umpli spațiu. Păi fie o chestiune, filme rusești, filme indiene, filme chinezești, filme, dacă nu voiau să dea filme cu imperialiști americani sau francezi sau mai știu, în ghilimele imperialiști. Acum probabil că cineva o să audă și zică, uite cum îi face Tudor pe americani. Îi fac așa cum sunt, oameni ca și noi, oameni care au și ei problemele ca și noi, asta este cu democrația și revenim. Deci două chestiuni, filme și muzică populară. Da. Și desene animate pentru copii, deci erau destule. Noi câștigăm poporul cu televizorul. Sigur că da. Deci, aspectul ăsta, dacă se ținea cont în la vremea respectivă, oricum locul lui Ceaușescu va fi lângă Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, Vlad Țepe, sau... Vrem, nu vrem, mă înjură, probabil mulți acum, dacă se uită, dar trebuie să recunoaștem adevărul. Nu poți să ștergi din istorie 20 de ani, 25 de ani, indiferent, mai ales că diferența după 23 august 44, perioada până în 89 se împarte în două, clar, perioada cu consilierii sovietici, cu pistolul, cu Kalashnikov la spate și perioada în care, prin activitatea și acțiunile de societate, poporul român, inteligența românilor, i-au scos pe ruși, în ghilimele i-au scos. Dar au terminat cu consilierii și cu armata sovietică frățească, nu? Din țară. Ceea ce lucrurile s-au schimbat. Din păcate. Dar zice că vorbim la sfârșit. Vă spun ceva. Practicile. Din perioada anilor stalinismului din România,
s-au cam reinventat acum, mult mai dure. Sigur, sunt chestiuni sporadice, sunt chestiuni trecătoare, o să discutăm cu siguranță 10 minute sau poate altă dată când om reveni să facem, să continuăm. Panoramic înseamnă să privești, sigur că da, 180 de grade, exact. Și nu putem să vedem doar drumurile, chiar dacă da, știi, drumurile naționale la Târgu Jiu. Da. Chiar să... vreau să vorbim despre mai multe probleme care se întâmplă. Cu mare drag, dacă o să mergem din nou să continuăm partea a doua cu Transalpina, o să vorbim acolo să nu ne audă nimeni, știi? Dar ne înregistrăm singuri celor de nou. Da, asta a fost o glumă, vedeți? Asta nu trebuie să ne dispară. Spiritul ăsta de a face o glumă, de a umorul poporului român. Din păcate văd prea multă încrâncenare, prea multă vrăjmășie, prea multă durere. Alo, oameni buni, deșteptarea! Nu deșteaptă-te, române, că suntem un popor deștept, foarte deștept. Geaba zic unii, da, e imnul României. Sigur, deșteaptă-te, române, imnul, dar eu nu zic deșteaptă-te, române, că eu zic că deșteptarea, gata, înviorarea și hai la treabă odată. Bun, drumurile naționale sau cu ce începem? Începem cu drumurile naționale. Pregătirile de primăvară, vine primăvara, au trecut niște zăpadă peste ele, au mai apărut niște gropi și este și un scandal în spațiu public proaspăt legat de modul în care se face activitatea la drumurile naționale, acuzații de licitații trucate, nu știu în ce măsură dovedite și nu vreau să critic pe colegii de presă, dar dacă toți sunteți aici, haideți să vorbim despre asta. Draga mea, tot se pricep la fotbal, drumuri și politică. Și politicienii, dar fac o precizare, politicienii noștri parlamentari de Gorj, de data asta, sincer, mi-a plăcut și le transmit salutări și să le dea Dumnezeu sănătate, au toți același gând să se termine odată reabilitarea drumului Bumbești-Jiu-Petroșani, să se termine varianta de ocolire a municipiului Târgu Jiu și să înceapă lucrările la drumul național DN67D de la Târgu Jiu, Tizmana, Baia de Aramă și, bineînțeles, să se clarifice problema cu Scoarța, Cărbunești, Licurici, unde se va rezilia contractul și, categoric, insistențele dumnealor, indiferent, dar toate partidele au avut același cel. Bine, nu au fost multe partide, că n-a fost decât coaliția și cu domnul Vâlceanu, cu care de câte ori am discutat la telefon și am și tunat, domnule, vă felicit. Clar, n-au, o să spună cineva că cine știe interese, cum e la noi, interese, licitații, trucate, nu știu. Nu, n-au niciunul din ei n-au firme de construcții, niciunul din ei n-au balastiere sau mai știu eu ce, fabrici de betoane, asfalt sau nu știu ce. Dar cert este că toți parlamentarii de Gorj au, dintr-un punct de vedere, drumurile, i-au unit pe toți și felicit. Acum, sigur că multă lume vorbește despre drumuri, multă lume ne dă lecții, nu mă supăr. De multe ori chiar sunt sugestii pe care le primim cu drag și uneori, dacă sunt bune, ne le și însușim. Mai ales că eu am și făcut apel tot timpul la cetățeni. Oameni buni, orice pericol a apărut în drum, polei, zăpadă bătătorită, alunecări de teren, știu eu, apa peste un pod, puneți mâna pe telefon 112, telefonul e gratuit, 112, sunați la poliție și informați. Sigur, este un puternic simț civic, ne facem datoria de cetățean, dar poate prin asta gândiți-vă că salvați viețile altor oameni. Nu toți să pricep să meargă să circulă în siguranță când este polei. Păi când dumneavoastră sesizați și anunțați, noi 10-12 minute în orice zonă a județului, pe drumurile naționale ajungem să intervenim, să curățim drumul sau să punem drumul în siguranță. Revenind la discuțiile din spațiul public de astăzi, eu am rămas surprins când am auzit, sigur, au fost făcute foarte multe afirmații, dar cred că individul respectiv, din dorința de a se face cât mai cunoscut și a, altfel nu-mi explic, arată cât de important este și cât de cunoscător este, și este cunoscător, dar mai cunoscător eu decât el, că îl cunosc mai bine eu pe el decât el pe mine și poate chiar decât să cunoaște el pe el, știi cum vine vorba. Acuzația a fost foarte clar că a făcut afirmații la drumul. Drumurile varză, sparte, dă. Fratele, nu contestăm, n-a trecut încă o iarnă.
tot timpul după iarnă apar gropi și trebuie să înțelegem. Este o activitate continuă. Faci drumul, îl termin, îl recepționezi, ei, încet, încet urmează să apară după 5-7 ani, mă rog, în toată lumea așa e, apar gropi. Fisuri, barunecări de teren. Doar că stau mai puțin timp în alte țări. Gropile? Da. Dragă mea, așa nu stau puțin, să știi. Dar sunt niște condiții, nu poți... Noi în perioada asta folosim mixtură stocabilă. Avem 30 de tone, mai urmează să mai avem încă 10 tone. Adică duci o pui în groapă, da. Este foarte, foarte frig la minus 5, minus 7 grade, țin o săptămână. Dar țin o săptămână. Nu e ca deloc. Sunt reparațiile provizorii, așa se numesc. Săptămâna aia nu mai dă omul cu roata în groapă. Ei, prindem o zi, și astăzi am avut lucrări cu această mixtură. Dacă e un pic mai cald, folosim. Astăzi n-a fost cald, dar erau două gropi care când începe să facă groapa, să imediat, parcă ar fi niște termite așa care mănâncă din asfalt. Și atunci am fost nevoiți să intervenim și jos la Romanești și pe partea asta înspre Tismana. Deci peste dacă tot. Cetățenii sună la 112 și anunță o groapă, nu primesc amendă? Nu, pentru că este un pericol în trafic. Nu? Noi avem o relație deosebită cu poliția Gorj. Altă lume, alți oameni, alți comandanți s-au dus vremurile, tulburi, când... Nici nu vreau să le mai aducem aminte, ducă-să. Și fiecare dimineață avem așa un fel de teleconferință cu fie inspectorul șef, îi salut și le mulțumesc pentru colaborare, fie șeful ajunctul poliției județene, cel care răspunde de noi, sau circulația cu domnul prefect, cu Consiliul Județean, adică e un schimb de informații legate de siguranța traficului rutier în permanență. Și atunci e firesc ca și dumnealor să imediat ne informează în momentul în care apar aceste situații. Păi când acum vreo câteva săptămâni, într-o dimineață, a apărut acel fenomen de nu ploaia înghețată, ploaia înghețat pe asfalt. Foarte frig a fost noaptea, s-a încălzit un pic, dar pe asfalt, ploaia în momentul în care cădea pe asfalt, îngheța instantaneu. Și atunci a fost nevoie să intervenim între Târgu Jiu și Rovinari cu un echipaj de la poliție în față, s-a acționat cu utilajele cu material antidrapant. Mergea în față cu semnal luminos, acustic, făcea apel la conducătorul să circule încet, să facă loc să treacă utilajele. Vedeți? Asta înseamnă colaborare, bine. Ne-au sunat și oamenii din trafic, domnule, vedeți că începe să alunece. Bă, mulțumesc, foarte bine. Așa că afirmații astăzi făcute de individul respectiv că drumurile se varză. Sigur, sunt gropi. Bine că nu știu cât ani s-a lucrat. Rovinar, Târgu Jiu, Bumbești. Noi am lucrat de 3 ani la el și dacă cu ea a venit rândul acum 3 ani, dacă ce a fost înainte cu altă firmă. Vedeți, asta este așa. Se întâmplă și în alte țări, că știi, câștigă o firmă licitația, o lălăiește, nu poate să câștige, numai că acolo e legea mai aspră. Hați, terminat, s-a dus. Probabil că și la noi va fi, vom intra și noi și din acest punct de vedere în normalitate. Noi în 3 ani l-am făcut. Suntem în faza de recepție. M-am întrebat și colegia dumneavoastră, bine, dar zice, da, cât îl mai recepționați? Păi, s-a dus vremea când veneai, te-ai panglica, te-ai cu busuioc, cu scântau lăutare. Nu, o recepție de drum înseamnă mult mai mult. În primul rând, și vă spun doar așa un aspect, să verifică toate avizele cu betonul care s-a folosit pe drumul respectiv sau cu asfaltul. Și la fiecare adică aviz ce calitate a avut, să fie cantitate și calitate. Certificatul de calitate respectiv. Cu temperaturi, cu cât asfalt s-a folosit. Deci totul. După aceea se verifică situația după planșe, situația ce a constatat consultanța, cu situația din teren. S-a măsurat, să știți, cu roata sau cu ruleta montarea semnelor. Nu poți să te joci, că ți apare pe semn, pe planul de management, semnul la 9, la kilometru 70-150 și în teren tu l-ai la 70-200. Și se întâmplă, doamne ferește, un accident. Se măsoară și grosimea asfaltului la recepție? Da, sigur. Cum? E un utilaj, da, special, care ăștia au fost luate, dar nu acum, ăștia au fost luate sau de la faza de prerecepție. Deja, sigur, da? Că da. De 3 ori. Deci de 3 ori și în vară, prin iunie și în august, la sfârșitul august,
și la în noiembrie. Că există o vorbă a constructorilor, ce bagi în pământ nu se vede. Draga mea. O cunoașteți, noi, nu? Punem pe pământ, asta e pus pe pământ. Păi știi? Da, e infrastructura, e grosimea. Sigur că da, nu, s-au făcut deci carote. Se, sigur că da. Ei, deci, și se măsoară grosimea, da? Sigur, plus că se verifică planuritatea. Nu poți să-l zici că e mai strâmbă încolo, nu. Nu, pentru că într-o păi curbă... de asta depinde sănătatea, de viața siguranța omului. Dacă într-o curbă drumul e înclinat înspre exterior, te aruncă din curbă imediat. Și avem o curbă, cum se vine de la Severin, după ce treci de podul Topolniței, înainte de Apa Graie, o curbă la stânga, o să intru drumul reabilitare și se va rezolva. Mulți o ia pe arătură acolo, pentru că e drumul grea. Așa, și rugozitatea, bă, cât de asfaltul ăsta, cât când frânezi pe ce suprafață, sunt niște verificare. Așa că noi sperăm săptămâna viitoare să ajungem la București, în funcție de programul directorului general, și să dispunem următoarea întâlnire. Este comisia. Ne-am bucurat foarte mult de sprijinul celor de la Inspecția de Stat în Construcții. Adică sunt oameni care au interesul lucrului bine făcut. În adevăratul sens al cuvântului. Că mai zic unii, România lucrului bine făcut. Deocamdată e cam moșmonit, așa. Dar asta cu licitațiile făcut. Trucate sunt... Licitațiile trucate, vreau să spun că bate bine. Câmpii. Licitațiile nu se fac la Târgu Jiu. Deci nu noi facem da, licitații. Da, pot fi trucate și în altă parte, nu e aia problema. Dacă, păi, sunteți acuzat dumneavoastră sunt, de da, de mine, trucate? Numele meu l-a folosit. Numele meu l-a folosit, tot zicea că să fac cum licitații, nu știu cum. O să văd mâine, o să ascult cu... mai multă responsabilitate și facem pașii care urmează. Adică toate au o limită. Tot vrem, domnule, să intrăm o dată în normalitate. Păi, când ăla te înjură, ăla te scurcă, ăla de bă și tu, mulțumesc. Numai gata. Trebuie intrat o dată. Păi e normal să vă pus prezentați un prag. Punct de vedere, dacă indiferent, este altfel de cum se fac. Indiferent cine sunt. Bine, e o chestie chiar ciudată așa să se fac afirmațiile cu licitațiile trucate. Ținând cont de niște aspecte. Dar, una peste alta, poate zice, o să zic, cineva îmi spune, băi, dacă a fost la supărare, și supărare, domnule, alu, poți să faci afirmații despre un consorțiu că a câștigat o licitație trucată. Și până la urmă, chiar despre o firmă de, cu 10 oameni care după... Deci licitațiile nu se țin la noi, noi le controlăm. Le controlăm lucrările prin inginerii specialiști care sunt, așa că din dorința de a se face dumnealui așa, să arunc mușchii pe el, se apucă să vorbească astăzi. Vorba, știți proverbul românesc? Gura lui mi slobodă, dar vorba bate, cred că aici creierii trebuie să-i bate lui. Da, cam atât despre chestiunea asta, n-ar să intrăm în foarte multe amănunte, însă vreau să spun ceva, eu nu mă supăr pe oameni, când ne sună, când ne mai și înjură, bă, fratele meu. Păi înjur primarul sau primarul, nu știți cum. Bă, sigur că da. Bă, înțelegi, îmi dai cu roata în groapă și zgândră creierii, nu să te felicit. Și rupe plecam cu Gabi Căștigă. Găbiță, fostul tău coleg, când plecam toată la Cluj. Găbița al meu, Tudor. Ah, da. Balzac. am dat într-o groapă. Sigur că și eu am înjurat. Pe ce să înjurat? Pe ce l-am înjurat? Asta este. Dar încet încet lucrurile se așează. Transpe păi da, nu se terminați, nu stă, nu ne apucați să-mi pălucă. Păi stai să vezi, venisem la drumuri, dar nu s-a apucat să răpă zona de nord să toarne asfalt, știi? Da. Trebuia să plec la Cluj, la o mormântare și ne grăbeam, zic, hai măi Gabi, mai mă când am dat, zic, bă, nu, da, a trecut. Da, sigur. Dacă tot vorbim de drumuri și sigur. Pot să spun că drumurile naționale întotdeauna arată mult mai bine decât celelalte, apropo de dezăpezire și la gropi, deci trebuie să recunoaștem, față de celelalte nu se compară, dar la dezăpezire este primul drum care îl vezi negru tot timpul, acum, cel național. Cum sunt împărțite? Draga mea, mulți nici nu știu care e național, care e județean, care e importanță, să fie bunătate. E vorba de viabilitatea drumului. Primul și cel mai ordinea este încep cu autostrăzile pentru că fac legăturile internaționale. Momentul zero. După aceea, momentul zero și o sutime, cum ar veni vorba. Europenele, noi avem drum european Filiaș, Târgu Jiu, Petroșani și după aceea naționale de categoria 1. Începe Râmnicu, Vâlcea, Turnul Severin și urmă, după aceea sunt categoria, așa au fost clasificate în funcție de traficul, de numărul de participanți care sunt pe acest drum. Ei, vă spun că pentru noi toate sunt categoria 0,
Adică pe toate intervenim în același timp și fie că pe defilou, fie pe rânca. La drumurile județene, vedeți, prețul de desăpezire, prețurile sunt mai mari la noi, adică nu prețurile pe kilometru, cam așa sunt cam peste tot. Dar sunt mai mulți bani pentru că sunt mai multe utilaje. La drumurile județene, normativ așa a fost făcut, dar să știți că i-am văzut, s-au mișcat bine. Și în această iarnă s-au mișcat bine, chiar ne auzim la telefon, ne vedem destul de des cu, și cu dumnealor, ne mai întâlnim pe drum, dar nu se poate după normativ să fie odată cu ale noastre. Termenele sunt, timpul de acțiune este mai mare, dar au și ei priorități. Sunt noi, Gorju, și eu le-am spus la mulți și pe la București și le-am explicat, alo, domnilor, eu am două chestiuni în Gorj. Rânca și energia. Cărbunele și termocentrala. Rânca trebuie tot timpul să fie deschisă și e normal, că sunt oamenii care s-au chinuit și au construit acolo și ei cabanele și să se bucure. Așa, turiștii care vor să vină să bucure, deci e firesc să faci tot ce e posibil să ajungă oamenii în stațiune. E bine că s-a mutat drumul, pentru că era undeva sub o pantă și acolo tot timpul se dezăpezea, acum este pe vârful... Aoleu, muică, când se pune vântul, când se pune vântul și pe creastă. Numai că acum am venit cu o chestiune nouă, cu acele parazăpezi și foarte important, autofrezele noi aruncă foarte departe zăpada, da? Și nu se mai face pe stânga și pe dreapta peretele ca să bage viscolul să te surprindă acolo. Sigur, am evoluat și noi tehnica și noi în activitățile noastre. Și vă mai spun, energia, păi dacă n-ajung muncitorii la termo sau la mină, murim de frig, în nu casă, mai avem curent. Aia e ceea ce nu importanța acestor. Nu se poate stoca. Ei, la fel de important este drumul de la Vârtop. Vârtop Mătăsari. Pe acolo este drum pentru navetă. Și știu că topul de Ciuperceni. Da. Știu cât prioritare la discuțiile, la comandament aceste zone, așa că și drumurile județene au și destul de multe responsabilități. Da. Nu poți să emiți să fie pretenții ca în același timp să fie încep și dumnealor cu aceste prioritățile care sunt și încet încet se extinde toată activitatea. Însă spuneați de un drum care urmează să se anuleze licitația. Haideți să vorbim puțin de el. Din păcate, dacă am reușit să terminăm Târgu Jiu, Rovinar, Târgu Jiu, Bumbești. Și acum vreau să fac o precizare. S-a reușit destul de greu să se facă ordonanța de expropiere pentru cele două parcări. Parcările care va fi una între între Moi și Rovinari și a doua la Ezureni, acolo mai sus de complexul, fostul complex, a fost Elect, ai fost complexul de porci. Se vor continua lucrările și la aceste parcări, dar oricum drumul este gata. Ori pe mine mă interesează să... Pe noi ne interesează să recepționăm că sunt acele perioade de garanție, să vedem ce se întâmplă în această perioadă și să am și constructorul aceea ca să poată să intervină. Dacă, Doamne ferește, dacă anumite probleme. Dar cert este că drumul este gata, vor fi gata anul ăsta, cred, dacă ne mișcăm repede cu expropierile, discutam cu cei de la cadastru. Aici vorbim de Europeanul 79. Da. Eu vă întrebam de cel la care vreți să... Nu, dar vreau să spun că dacă am reușit să-l terminăm pe ăsta, da, și că pe defileu o să terminăm anul ăsta, vorbeam cu domnul director Jean Neaga, știu, Gorjanul nostru, Gorjan, da? Gorjan după nevastă, știți cum ziceam noi, este consilierul domnului ministru, un lucru foarte bun. La fel și directorul general al companiei acum, este domnul Ștefan Ioniță, inginerul care a deselenit activitatea de la Rovinar la Petroșan, că erau vraiște. Dar a venit un om deștept, șefii de proiect, cu proiectanții, cu consilieri, cu consultanta și uite că s-a făcut drumul. Și să facem și parcarea la Lainici. Din păcate, în perioada asta de 3 ani nu s-a reușit să se demareze și activitatea pe drumul, de ziceam noi, Scoarța, Cărbunești, Hurezani, Măru. O chestiune care este destul de grea. Care a fost județean, trebuie să spunem. Drumul, județean a fost de la Hurezan până la Craiova.
Acolo era județean. Acolo era județean. Și acolo județean. E național, că merge spre... Da, da, da. Leagă trei județe. Da, da, da. Dar de acolo. Da, da. Ei. Deci despre el vorbim. Da. Vreau să spun că, din păcate, a fost scoasă la licitație un consorțiu de trei firme care au luat tot drumul. Dacă drumul era făcut, scos pe bucăți, mai multe firme, să aibă nicio legătură una cu alta, cred că nu s-ar fi ajuns în acest impas. Însă, e în atenție, cu siguranță se reziliază, se discută să rezilieze contractul, dar ce este foarte important, va fi la finanțare pe BI2 DN67DU, Târgu Jiu, Tismana, Baia de Aramă. De la Baia de Aramă până în Valea Cernei, drumul a fost făcut, e reabilitat, este asfalt bun, sigur, se poate circula în condiții foarte bune pe acest drum, așa că cât de curând să sperăm că va fi scoasă la licitație proiectare și execuție, mai sunt și firme românești foarte puternice, chiar noi dezăpezirea la Gorj și la Olt și la Mehedin, firme românești, firme puternice, să ai 60 de utilaje cu lamă și răspânditor de nisip, înseamnă mult. Iată că încet, încet firmele românești încep să își revină, chiar dacă au fost pisate și din păcate de instituția ale statului care ar trebui să vegheze la respectarea legii în această țară. Asta e. Trecem mai departe. Iertați-mă, dar câteodată, domnilor, marea noastră... De multe ori legea și instituțiile încurcă activitatea. Trebuie să recunoaștem unele instituții. Acum ne punem întrebarea, instituția sau oamenii? Hai să zicem mai degrabă, unii oameni din aceste instituții. Da, și oamenii aia au șefi și ar trebui să vadă. Voi, ce faci? Ce se întâmplă? Poți să îl arestezi pe șef, pe patron și să alezi praful. Bă, dacă ăsta a făcut evaziune, a făcut, nu contestă nimeni. Câți bani are să dea la statul român? 5 miliarde sau un miliard, un milion de euro. Păi ce putere are asta? În cât timp face? Ia, hai tu, ia muncește și dă banii încoace. Sau ia vinde tu averile pe care le-ai făcut cu banii investiți. Așa, și muncește în continuare, că dai oamenii afară. Vedeți ce s-a întâmplat cu Transalpina? Da, da, da. Poate am vorbit când ajungem acolo. Așa că în perioada următoare sperăm că până în toamnă să vedem, să înceapă șantierul și pe Târgu Jiu, Tismana. E important, drumul este foarte important. Se circulă mult, Herculanele, Valea Cernei, s-ar putea să se deblocheze și drumul lui Băsescu, cum zicea lumea, de la Chei de Buții până la Herculane. Herculane, da. Din păcate, blocat dintr-o aberație, să fiu atent să nu mă joc cu vorbele, dar merită orice. Bineînțeles, finanțarea europeană a fost făcută, dar niște ONG-uri, interesul cui, finanțarea cui, ca aceste ONG-uri să nu se facă drumul în România, clar, a fost interes să nu se facă acest drum. Chipurile că nu știu ce distruge pe acolo, că e rezervație. Băi, oameni buni, era drum, mă, pe acolo, cum a fost și pe Transalpina. Deci era drum, a fost un drum înainte. Și pe defileu, vă se aminte, am avut ceva discuții, dar noroc că aici am întâlnit niște oameni deștepți, și Parcul Național, și la cei de la Agenția Națională de Mediu, cu care s-a putut sta de vorbă și s-a înțeles oameni, că început să și aici, pe unde trece șarp, vipera, pe unde trece căprioara, pe unde... Păi, dar cei mai periculos, că mă apucă naibul nebunii acum, cei mai periculos pentru căprioară? Drumul care trece pe marginea Jiului sau drujba sau braconierul. Exact. Ce e mai periculos? Vedeți? Nu. Noi trebuie să ieșim repede în piață. Păi da, nu gândim, nu ce nimic. Jos ăla, jos ăla, într-o parte unul, într-o parte altul. Drumurile sunt prevăzute și cu subtraversări special. Dar sigur că da, au fost făcute, pregătite, adică s-au gândit. Da, doamne, poate să treacă și pe acolo, să treacă și căprioarele să meargă la apă. Da, îmi zicea cineva, domnule, ai pus parapet aici, cum mai bea căprioara apă? Bă, alu, cum sare căprioara 10 metri în vale? Chestiuni de genul ăsta, inteligență. Poate am pus parapetul să nu moară omul. Bineînțeles. Dacă va pica în jiu. Bineînțeles.
Deci trebuie să găsim soluții pentru animale, dar în special pentru oameni. Sigur că da. Deci aici e problema. Să blochezi, s-a renunțat la finanțare, s-a pierdut finanțarea, era finanțare europeană, s-au dus acele ONG-uri. Vorbim de drumul Băsescu. Drumul lui Băsescu, da. Dacă e drumul lui Băsescu, dacă acolo s-a pierdut finanțarea, noi. Și vorbea păi dacă Băsescu nu mai e Băsescu președinte. Era! A, era! Tocmai. Nu știu dar cum era drumul lui? Haideți că dumneavoastră sunteți informat. Dragă mea, foarte bine. Știți ce se... președintele Băsescu îi plăcea foarte mult zona Valea Jiului și Munții Retezat. Și era firesc. Și da, zicea lumea că... Și e foarte bine, avea o prietenie cu un gorjan de-al nostru, ceea ce trebuie să ne mândrim. Deci nu e nicio problemă. Și a fost în zona, a văzut frumusețea acestui zonă și a zis... El, a făcut el, Ministerul Transporturilor, aici trebuie legat. Era, oricum era drum, se circula cu mașină dacă de teren. Oricum era drum atunci, păi chiar nu e nicio problemă. Dar uite că... Așa cum Transalpina, mulți au fost care au comentat că de ce s-o asfaltă în frate. Hai mă, și acum nu ți-aduce aminte câte discuții sunt în continuare cu Transalpina, că de ce, cum s-a făcut, că nu știu ce... Nu e drum cum nou. Cum s-a făcut, se poate discuta. Dar de ce, nu e cazul. Pentru că turismul ne-a mai rămas în țara asta. Nu, nu. Cum s-a făcut, că nu știu ce autorizații, avize și nu știu. Băi, stați în banca voastră, să facem în țara asta treabă. Nu mai, pentru că trebuie să revenim o dată pentru deuna. Ce vrem? Mai avem vreun subiect sau să tragem concluziile? Vreau să vorbim, nu, vreau să, dar nu mai avem mult timp. Așa. Vreau să mai vorbim despre ce se întâmplă așa la nivel local și național. Păi la nivel local... De exemplu, uite, la nivel local, vedem. Poliția locală. A fost director al poliției locale. Eu îi felicit pentru ce au făcut. Pe cine? Pe polițiștii locali. Da? Autovehicolul poliției locale era un echipaj mixt. Polițiști locali și polițiști de la ordine publică. Și aveau treabă? Și mergeau la o intervenție, la o solicitare pe 112. Păi poate acolo stătea ăla cu cuțitul să îl bage în gât la altul. Da? Deci erau la o intervenție și erau la normal. Intervenție. Aveau semnale. Vedeți cum e. Poliția are roșu-albastru. De ce? Când vine poliția, ești obligat să-i acorzi prioritate, să și oprești. Când vine salvarea, pompierii, poliția locală, te dai la o parte. Nu te oprește. Tu, deci nu oprești. Deci ești obligat să-i faci loc. Nu. Am văzut un filmuleț, domnule, nu că nu se dă de la o parte, mergea să treceași de linia continuă individul ăla, care, scuze-mă, deci un dobitoc, fost, ăla cu mașina, un șmecher din ăsta care are mașină puternic, după chestia asta ei l-au identificat și a trebuit să ia măsuri cu ăla, dar, cum ziua internetului, oameni buni, e minunăție internetul, minunăție tehnica, dar vedeți că de cele mai multe ori face rău. Aveți grijă, vedeți copiii la ce se uită, aveți grijă, vedeți copiii ce scriu și mai vedeți voi ce scrieți câteodată, că de multe ori scriem prostii și eu l-am desfințat, mă numai la birou și atât, profesional. Ia uitați, avem un mesaj care spune așa, aș vrea să-i aduc la cunoștință lui domnului director, situația drumului județean Peștișan-Topești-Tismana, 672 de kilometri, 26... Nu, drumul 672 era ăla. 672, nu că nu sunt 6, sunt vreo 30 de kilometri. Unde s-a făcut podul și drumul s-a înălțat foarte mult, șanțurile nu s-au făcut pe nicio parte a drumului și toată apa se revarsă la mine în gospodărie. Am făcut mai multe sesizări și nu s-a luat nicio măsură. Ce e de făcut? Dumnealui cred că știe situația foarte bine. Eu nu sunt la drumul județene. Acolo dar îl învăț eu, da. Adică drumul de la... Peștișan, Topești-Tismana, da. Drumul pe Sumunte. Da, da, știu bine. A, da, e drumul județean. Acum eu îl învăț. Ce să facă omul? La inspecția de stat în construcții, urgent, acolo? Să facă sesizare. Dar la 112, că îi intră apa în curte, îi violează domiciliul? Nu știu dacă e atât de pe... Nu, pericolul nu e un pericol iminent. Nu e un pericol iminent. A, doamne vrește, dacă există riscul să... De inundație? Inundație, să... Casa, să creezi un torent pe acolo, omul trebuie să apeleze la cine? La cine? Pe pompierii săraci, pompierii, jandarmi și deci polițiștii. La inspecția stat în construcții, să adreseze cu o sesizare, să facă o informare, să vină specialiștii și de acolo și specialiștii de la drumurile județene. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, probabil că urmează într-un alt proiect să se facă rigole pe marginea drumului care să preia apa.
Da? Deci revenim la... Revenim la poliția locală. La poliția locală s-au apucat să facă tot felul de comentarii jignitoare la adresa oamenilor. Păi sunt și ei oameni, nu? Sunt oameni și cu două facultăți la poliția locală. Cam toți au facultate. Nu-i mai credeți că nu mai sunt gardienii care au fost. Care au fost, au făcut școală, au învățat carte. Da? Este o instituție a statului român cu atribuțiuni în apărarea ordinii și niște publice. De ce nu-i respectăm? Toți vrem, domnule, în Germania, ce bine. Păi de ce e bine? Că nu miști în front. Acolo vine fie polițistul local, fie polițistul federal și te alinează imediat. Iar, te pune pe burtă întâi și după aceea te întreabă ce ai făcut. Iar în America te și împușcă. La nume, doamne ferește. Da, asta e. Nu? Legea trebuie respectată. Deci, asta nu înțeleg eu. Domnule, noi nu mai intrăm o dată în normalitate. Intrăm și eu pe mulți care îi văd revoluționar. Să intrăm. Cum vrei, mă, să intrăm în normalitate? Când tu faci scandal că te-a amendat poliția, că ai depășit pe linie continuă. Păi da, m-a amendat, m-a pândit. Dar tu de ce ai depășit linia continuă? Aia nu se întreabă. Doamna Aura, vă spun, suntem un popor deștept, domnule. Domnule, suntem un popor civilizat, rețineți, cine spune necivilizat. Nu, domnule, nu e un român. Deci vezi că aruncă hârtia pe geam din mașină, aruncă punga în parcare. Dacă îl întrebă, știi că n-ai voie? Da, domnule, știu. De ce o faci? Păi... Dacă aruncă toată lumea, eu de ce să așa, nu arunc? Deci aici e problema. Dacă am fi niște dobitoci care să nu știm să trecem strada, ai zice, bă, ăștia suntem dobitoci, proști, asta e. Nu. Suntem popor civilizat. Suntem oameni destui de mulți cu frica lui Dumnezeu, ceea ce ne ține cu picioarele pe pământ. Pentru că dacă mai citim o țiră istorie, vedem că aici am fost și aici am rămas neclintiți. Mulți au încercat, însă, atenție, suntem într-o vreme tulbure. Trecem printr-o perioadă tulbure. În sfârșit, auzi astăzi o chestiune care mi se păru bună. Președintele României l-a chemat pe primul ministru la discuții. Dom'le, nu l-a obligat, nu i-a ordonat. L-a chemat la discuții instituționale. Da? Eu știu și am avut un respect deosebit pentru președinte. A fost la Gorj, a fost la Târgu Jiu, a lăudat târgujenii, ne-a lăudat județul. Deci, iete, că era și președintele gorjenilor, nu? Da, ca să-l vezi după aceea că a zis românii mei sunt în piață, domnule, ai greșit tu aici, acum na, suntem oameni, o greșim toți. Dar prin asta, cu asta nu sunt de acord. Mai, toți suntem români, da? Și dumneavoastră trebuie să fie președintele tuturor românilor. Pentru că altfel, riscă să vină la Târgu Jiu și să întoarcă românii cei la în spatele, ceea ce nu ne onorează. Pentru noi a fost o mare onoare să vină președintele României la Târgu Jiu și numai la Târgu Jiu să viziteze și coloana, și parcul, și la prefectură, mausoleul Caterina, la Tizmana, la Hobița, extraordinar de important. Nu știu dacă a mai avut o vizită de o asemenea amploare în țară, în România. Poate în altă parte o mai fi fost. Nu, în alte părți, dar nu în România. Iar acum această dezbinare, este foarte clar, toată lumea vede că s-au dat aceste ordonanțe. Văzură ce se întâmplă? Gata, nu mai poți să condamni pe abuz în serviciu, pentru că în 45 de zile, Curtea Constituțională a dispus ceva. Nu s-a făcut nimic. Și acum, nu mai poți să condamni. Instanțele deja spun, nu mai este incriminat abuz. Unde s-a ajuns? Vechiul guvern al lui Cioloș. De ce? Că Și au modificat prin ordonanță codul penal. Dar când le convine unora e bine, când nu le convine, nu e bine. O, dar câte ordonanțe a dat și Boc și toți. Noi, guvernul ca români, toți am greșit. Unii că nu mai avem răbdare să auzim, iar alții care trebuia să aibă răbdare să vină să explice, n-au făcut-o. Este foarte clar că se impunea să se facă aceste schimbări. Ziceau că noaptea. Păi nu noaptea, mă, că președintele i-a chemat la CSAT-ul după amiază. Când s-a terminat CSAT-ul, s-a ținut ședința de guvern și au dat și această ordonanță cu modificarea codului penal. Nu mai știi în piață ce vor. Că pentru codul penal, că pentru nu știu ce grațiere. Băi, oameni buni. Hai să ne deșteptăm, hai păi să nu, ne trezim, dar până ce la urmă vrem. Ajunge la guvern, jos guvern. Acolo să acum unii acum zic vor. Jos guvernul, alții zic păi jos președinte. Băi, alo, de ce n-ați câștigat alegerile dacă vezi jos guvernul? De ce n-ați câștigat? Le-au câștigat PSD-ul
cu ALDE, vedeți UDMR-ul ce fac, UDMR-ul pus piciorul în pragă. Ăștia mai așezați. Păi am ajuns să-i lăudăm pe unguri. Noi nu suntem în stare. Sigur, sunt români, ca și noi, cetățeni de națiunea maghiară. Ei pusele problema acum astăzi cu schimbarea codului penal. În litera și spiritul legii normale, corecte, legea penală românească. Ei, că noi nu, noi stăm să ne certăm. Știți ce m-a întrebat o măicuță? Ce, domnul Tudor, chiar, și destul de tânără, chiar uite românii noștri, poporul român, când veneau turcii și ne dau foc la biserici și vorbeam cu dumneai și treci un om pe lângă noi în vârstă. Dacă îmi veneau nemții și băgau cai în biserică, uită, am rămas fără replică. Sigur, s-a uitat omul la mine, zice, da, domnul Tudor, vă cunosc, lăsați, nu mă întrebați nimic, eu îmi văd de drum. Dar mi-am adus aminte că la Lainici, în biserica mică, asta s-a întâmplat. Da? Și acum să vă spun de ce ce mă face să vă zic chestiunea asta. Maidanul la Kiev, toată lumea, mamă, ăștia ucrainienii revoluționari, Maidan, toată lumea în piața Kievului. Ăștia în piață revoluționare și rușii ocupau Crimea. Alo, fraților, pe ce lume trăim? N-am nimic cu poporul rus. Cum zicea, frate, poporul rus, frate, sau... Nu, sunt vecinii noștri, oameni buni. O țară puternică, o țară cu istorie, cu cultură, cu economie, cu industrie, cu armată, cu de toate. Da, sunt vecinii noștri. Clar, dar, asta vrem în piață, hai repede, dezbinarea asta. Vina este și a partidului de guvernământ, dar vina este și a președintelui. Băi, veniți încoace, alo, păi, eu sunt președintele României, da? Vă place, nu vă place, eu, Werner, Iohannis, Klaus, eu sunt președintele României, ia veniți încoace. Că alinerea. Am câștigat alegerile. Am câștigat alegerile, cum ați câștigat, voi așa am câștigat și eu. Ia alinerea aici. Ce aveți, mă? Bă, voi pe o parte, bă, ce că aveți? Că vă bat acum. Mă, ce, până la urmă e o boată cum vine vorba la țară. Când venea dascălul, când se certau copiii între ei, nu? Până la urmă... Îi potolea imediat. Păi, bă, ce aveți, mă? Băi, haideți, mă, să ne punem cap la cap. Față în față, să terminați toate cu prostiile. Terminați toate cu idioții. Bine, nu e primul președinte care trage jarul pe tot. Ei, ne întrebăm de ce... Să ne gândim, nu? De ce? Pentru că... Bulgarii fac meeting. Oh, bulgarii, frații noștri. Păi de ce fac meeting? Că scosărăm taxa de timbru și nu le mai dăm lor bani. Știai asta? Ei ci că vai de mine. Păi foarte supărați. Ai văzut ce cozi erau în vamă? Au scos vineta. Rovineta, cum ziceam noi. Trebuie să plătească decât la două gemulețe în Giurgiu. La două gemulețe, sute de tiruri cu... Și numai cu cardul. Atât. Păi ce, care e concluzia? Băi, ne vor bulgarii bine. Sigur, ne vor. Să le dea Dumnezeu după suflet, eu am mai spus-o. Dar cine le vrea din afară? Păi sigur, binele. Frații noștri de la Chișinău. Păi da, cum să nu, vai de mine, frații noștri, Moldova lui Ștefan. Dar se treacă la ei. Știi, cu capitala la Chișinău, la București. Adică Moldova lui Ștefan, cum a fost? Păi, adică să le dăm o parte din țara noastră. Păi, cum ziceau că vor să vină la noi? Păi da, păi și numai acum mai vor. Nu. Acum ei vor ei să iau o bucată de la noi, nu? Sigur că da. În rest, chestia cu... UDMR-ul, cu ce văd, uite, a fost Mureș, autonomă maghiară și până la Ceaușescu. A fost o regiune. Sigur, se va face autonomia zonelor pe Oltenia, bă, asta e altceva. Dar sunteți, bine de gândită, sunteți de acord cu ce vor? Cu ce vor? Dar ce vor, mă, de fapt, ăștia? Limba maternă? Nu, mă, limba oficială e limba română. Clar. Dar tu știi cum e, mă, la ăștia? Ungurii își dau copiii în clasa întâia la școlile românești, da, să învețe limba română și românii, acum probabil că mai puțin, că nu mai sunt. Dar și pe vremea lui Ceaușescu, cu românii dădeau copiii la școlile ungurești. Că erau încă și erau școli în limba maghiară. Și pe vremea lui Ceaușescu, ca să învețe limba maghiară. Și căsătorii și Dumnezeu știe și acum, vreo câțiva ne-am întâlnit un maghiar frumușel foc care a căsătorit cu o olteancă. Păi, cred că și la noastră în familie există. A, nu! Așa mai puțin, așa, știi? Păi cum? Păi cum? Ziceam lui Custru, știi, bă, doctor Turc, Omer. Doctor Turc, doctor, socrul Cristi, medic militar. Deci, cum Turc? Păi așa ziceam după nume, Omer, ca să aflăm acum că mama dumneavoastră era un croaică. Și tatăl român? Cred că Turc. Aoleo! Știi, cred că Turc, după nume, știi? Da. Eu am avut foarte mulți prieteni, prietene, frumoase, ca și gorgențele noastre, știi?
unguroaicele. Românce, oameni, ne-am înțelegeam foarte bine că politicul aici, politicul mai întărâtă, cum vedem și acum cu Piața Victoriei, cum vedem și acum cu piața, cu Palatul Cotroceni, gata. Dar chiar acasă cum vă înțelegeți că Cristi este în UDMR, dumneavoastră în PSD? Păi îți dau un exemplu cum face Cristi când sună la Cluj. Așa. Și vorbește la seduci. Alo, aici ai Târgu Jiu, în limba română, că suntem în România. N-are nicio problemă, nu... Da? UDMR-ul este totuși mișcarea lor, este o mișcare de stânga, nu e naționalist. Sunt și pe la ei, ca peste tot, cum sunt și la noi. De extremiști, nu foarte mulți, nu cred că aici, însă, dar nu vreau să fac eu. Partidul Românilor este totuși PSD-ul, un partidul de stânga și PNL-ul, dar unde o mai fi PNL-ul? Nu e al tuturor românilor. Partidul Românilor. Nu la toți românii? La toți. Doamne, păi de ce zisești și de PNL-ul? Mai am un cetățean care vă întreabă iar despre un drum care nu e național, dar poate reușim să-i dăm o informație. Domnul Tudor, drumul dintre Negomir Fărcășești când va fi gata? Ăsta e tot județean. Tot județean, Negomir Fărcășești. Acum vreo câteva zile chiar știu că au venit la noi cei de la primărie, pentru că drumul e oportunitate de drum pe fondul, ceva. Oricum, în vederea lor unor avizuri, unor avize, știți? Se vor lua niște avize și se continuă lucrurile. Deci vă pot spune că se continuă. Ce mai aveau de făcut? Nu știu foarte multe amănunte. Se lucrează în țara, se mai lucrează în țara asta. De la drumurile județene. Suntem la final de emisiune, concluzii? Suntem la final. Haideți, oameni buni, să terminăm cu... Băi, fraților, haideți ne punem, ne privim în ochi. Să ne apucăm de treabă. Și hai să ne apucăm de treabă, mai mulțim și în țara asta, că ne trezim, cum zicea cetățeanul, cai în biserici s-au dat foc. Doamne ferește. Sau, ce să ne ia ăștia? Noi n-avem o Crimeie, știi, dar poți să știi? Ne ia Moldova. N-am mai luat-o, dar am luat-o înapoi. Transilvania. E, se poate. Se întoarce iar cu mormânța. Deci, haideți, oameni, indiferent că suntem de stânga, că suntem de dreapta, sus acolo, parlamentarii, liderii politici, președintele României. Domnul, încă o dată, eu fac apel. Fac apel la mult echilibru și la multă, multă înțelegere. Multă înțelegere. Am înțeles. Nu-i dam nimic, nu-i cer, nu-i, Doamne frește, nu-i înjur pe aia care sunt în piață. Nu, mulți săraci sunt așa cum sunt. Că sunt unii... Sunt care susțin guvernul. Sunt care susțin guvernul, că sunt unii în piață, că sunt anumite interese, că de ce salariul minim, s-a mărit salariul minim și trebuie mărit și pe la multi magazinele ăștia mari pe aici să nu mai aibă salariul minim și nu le convine la cei care îi plătesc. Atenție! Salariul minim, că mai trebuie lăsat și ceva profit în România să mai trăiască și românii bine și nu le convine. E adevărat, asta e altceva. Dar președintele României trebuie să fie președintele României. A tuturor românilor, indiferent. Mulțumesc domnule Ion Tudor pentru faptul că ați fost astăzi. Să termină emisiunea, nu țara asta. Astăzi seara la noi în direct. Vă mai așteptăm cu mare drag să discutăm de toate, că văd că sunteți foarte bine informați și foarte pregătit în toate, în multe domenii. Dacă așa și eu. Ce au nevoie românii până la urmă? Dar sunteți și politician. Eu n-am funcție la partid. Nu aveți funcție? Nu. Asta este, nu fac probleme, că nu trebuie să muncești și faci politică pentru funcție. Ne taie regia. Vreau să vă spun că aceeași relație am și cu parlamentarul de la PNL, aceeași relație am și cu parlamentarul de la ALDE, din păcate cu ăștia de la USR să nu se supre pe mine, nu vreau să-i văd. Da? Că i-am văzut pe aici pe la emisiune, n-au ce căuta. Bă, voi nu prea sunteți cu noi. Cu noi românii. Nu prea sunteți. Ok, cu PMP-ul. N-au parlamentar de Gorj, dar cu liderii lor pe aici foarte bine. Și dacă vine domnul Traian Băsescu la Gorj, bem și un șpriț. Bem și un șpriț. Dragi respectatori, emisiunea Panoramică a avut ca invitat pe domnul Ion Tudor, șeful drumurilor naționale Târgu Jiu, dar am discutat de toate pentru că dânsul este și politician. Cam vremurile ale bune la o cafea. Am uitat la o cafea. Bine, mulțumesc pentru prezență și dumneavoastră pentru atenție. La revedere!